Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele la conferința de presă de astăzi. I-am alături de mine pe domnul președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea, și doamna senator Cristina Breahnă-Pravăț, colegii mei. Așa cum a fost comunicat din anunțul conferinței de presă, subiectul acestei întâlniri cu dumneavoastră este eliberarea din funcția de prefect a ABEA. Astăzi am înaintat către conducerea Ministerului de Resort, domnului ministru Cătălin Predoiu, vicepremier în Guvernul României, solicitarea mea de aprobarea eliberării din funcția de prefect al județului Bacău, începând cu data prezentei. Această solicitare are în considerare mai multe aspecte, dar în principal o dublă responsabilitate și semnificație totodată. Responsabilitate față de lege, pentru că există exigențe legale care împiedică prefectul și subprefecții să participe la scrutin, să candideze la alegerile locale, să participe la campanie electorală sub sancțiunea demiterii din funcție, doar dacă aceștia își dau demisia cu 50 de zile, cel puțin înainte de data alegerilor. Și o a doua responsabilitate, îndrăznesc eu să spun, față de comunitatea băcăoană, pentru că, așa cum deja cred că vă este cunoscut, în cadrul adunării generale organizației municipale PSD, desfășurată de curând, am fost nominalizat pentru a deschide lista la Consiliul Local a PSD și pentru a fi viitorul viceprimar al Bacăului în administrația viitorului primar, sperăm noi, al municipiului Bacău, domnul Valentin Ivancea, actualmente președinte al Consiliului Județean. Poate vi se pare că e un gest mai puțin întâlnit acesta de a renunța la o funcție importantă, funcția de prefect al județului Bacău, dar eu vă asigur că pentru noi, cei de față și pentru organizația politică pe care o reprezentăm, acest gest este întâi de toate un act de responsabilitate față de comunitatea noastră și un act care denotă, cred eu, dacă mai există semne de întrebare, faptul că tratăm cu foarte mare seriozitate municipiul Bacău, problemele municipiului Bacău, iar Partidul Social Democrat vine în cursă cu cei mai importanți oameni la nivelul municipiului Bacău în acest moment. Cei doi colegi pe care i-am în dreapta și stânga mea sunt doi colegi care fac performanță în funcțiile în care se află și care pot oricând alinia în dreptul bilanțului activității dumnealor o listă întreagă de realizări care să-i recomande în ochii electoratului. Sunt onorat de faptul că Partidul Social Democrat m-a nominalizat pentru a deschide lista de consilieri locali în echipa viitorului primar Valentin Ivancea. Cred că este o recunoaștere a faptului că în ultimii doi ani mi-am făcut datoria în funcția de prefect al județului Bacău, dar cred că e și mai important faptul că și o recunoaștere a faptului că alături de Valentin Ivancea alcătuim un redutabil tandem politico-administrativ și la care s-a alăturat candidata noastră la funcția de președinte al Consiliului Județean, doamna senator Breahnă-Pravăț, și cred că în această formulă, în această tripletă, suntem capabili să oferim Bacăului soluția de care municipiul Bacău are în acest moment nevoie. Și suntem capabili să obținem girul băcăoanilor în data de 9 iunie. Aș vrea să trec în revistă foarte pe scurt câteva considerații privitoare la activitatea mea de prefect din cei 2 ani și 3 luni. Am căutat, vă spun, în funcția de prefect să reabilitez prestigiul acestei instituții.
nu mă feresc să o spun, un prestigiu știrbit de prestația mai degrabă mediocră a predecesorilor mei care s-au succedat după 2020 la conducerea instituției și care, din punctul meu de vedere, nu au reușit niciodată să iasă din logica unei sinecuri politice. Funcția de prefect nu este o sinecură politică și cred că, într-o oarecare măsură și cu sprijinul celor doi colegi ai mei aici de față, dar mai ales a președintelui Consiliului Județean, Valentin Ivancea, cărui mână de ajutor la preluarea mandatului a fost una ca o gură de aer, venită la momentul oportun, ei bine, împreună cu cei doi colegi ai mei și prin munca pe care am depus-o, cred că am făcut astăzi din instituția prefectului o instituție respectată în județul Bacău și care nu-i luată în derâdere în județul Bacău. Las în urmă o instituție bine așezată în coperțile politico-administrative ale atribuțiilor conferite de Codul Administrativ și de Constituția României, dar și o instituție care are în implementare un proiect de 10 milioane de euro, constând în consolidarea și reabilitarea Palatului Administrativ, fonduri obținute prin PNRR și un proiect care se află în acest moment, chiar acum când vorbim, în etapa evaluării ofertelor depuse în cadrul licitației și a stabilirii într-un orizont rezonabil de timp de aici înainte, a unui câștigător al licitației de construire, execuție a lucrărilor de reabilitare și consolidare a acestui palat administrativ, o clădire emblematică a municipiului Bacău, după cum foarte bine știți. Pentru mine personal se încheie o etapă politică și administrativă, dar se deschide o altă etapă, dragi colegi, o etapă spre care eu privesc cu optimism, pragmatism și cu convingerea că împreună cu colegii mei aici de față vom oferi soluția de care municipiul Bacău are nevoie, soluția administrativă pentru un oraș care trebuie stopat din prăbușirea în care se află, readus pe linia de plutire și, așa cum am mai spus și altă dată, avem în candidatul la funcția de primar al municipiului Bacău un om cu mână fermă și care va prelua cu fermitate manșa municipiului Bacău și îl va readuce nu doar pe linia de plutire, ci în urcarea de care avem nevoie cu toții. Atât am dorit să vă transmit. Vreau să dau cuvântul în continuare colegei mele, doamna senator Cristina Breahnă Pravăț și ulterior domnului președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea, după care vă stăm la dispoziție cu întrebări în măsura în care ele, bineînțeles, există. Doamna senator, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule prefect, bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că ați acceptat să participați la această conferință de presă. Da, suntem astăzi într-un moment în care spun eu că organizația municipală a PSD Bacău, o să vă vorbesc astăzi, cred în primul rând, în postura de prim vicepreședinte al organizației municipale, fiind astfel onorată de faptul că organizația municipală a PSD Bacău livrează, cred eu, azi niște angajamente politice asumate și o să vă explic și de ce. În octombrie 2022, când se desfășura conferința de alegeri, ne asumam în fața băcăoanilor faptul că vom porni la o luptă împotriva administrației dezastroase, administrației USR-PNL, și eram confirmați atunci, în funcția de președinte domnul Valentin Ivancea, în funcția de vicepreședinte subsemnata, în funcția de vicepreședinte domnul prefect Lucian Bogdanel, repet, asumându-ne atunci că din postura în care eram fiecare, vom lupta pentru a repune Bacăul acolo unde este locul, n-aș spune neapărat pe linia de plutire, pentru că acum plutește, dar plutește în derivă totală. Au trecut 2 ani de atunci și uitați că suntem în postura în care niciunul din cei 3 de la această masă nu avem nicio problemă în a renunța la pozițiile, la demnitățile pe care le deținem acum. Domnul prefect Lucian Bogdanel a înaintat astăzi Ministrului Afacerilor Interne cererea de încetare a activității dumnealui. Domnul președinte Valentin Ivancea, președintele municipal PSD Bacău,
știți foarte bine, a fost validat recent ca și candidat la funcția de primar al municipiului Bacău, eu din postura de senator am fost de asemenea validată și sunt onorată fiind în postura de candidat al funcției sau la funcția de președinte al Consiliului Județean. Și de aceea spun că în această perioadă, o perioadă premergătoare demarării campaniei electorale pentru alegerile locale aferente acestui an, organizația municipală a PSD Bacău a livrat băcăuanilor clar niște angajamente politice realizate, bifate, pentru că pornim la drum pentru administrația municipală, în primul rând pentru a scoate Bacăul din dezastrul în care se află acum. Ce ne propunem? Ne propunem ca în 2028 să putem, și până în 2028, să putem livra băcăuanilor ca organizație politică nu numai angajamente politice realizate, ci și angajamente administrative realizate. Și dați-mi voie să cred că nu numai girul primit din partea colegilor, nu numai prestația noastră de acum, va convinge băcăuanii că suntem o echipă sudată, o echipă competentă, care împreună poate construi frumos pentru Bacău. Știți foarte bine, suntem, să spunem așa, sudați nu numai din punct de vedere politic, ci și din punct de vedere administrativ. Am colaborat cu domnul președinte Valentin Ivancea din diferite poziții administrative ale mele și ale dumnealui. Am colaborat cu domnul prefect Lucian Bogdanel la fel, din diferite poziții administrative, nu numai din punct de vedere politic. Adică există colaborări strânse, repet, între mine și domnul Valentin Ivancea, între mine și domnul prefect. De asemenea, între domnul președinte Valentin Ivancea și domnul președinte Lucian Bogdanel există dovada sau există probe concrete ale colaborării politice și administrative de succes din ultimii ani. Și atunci nu văd de ce o echipă ca aceasta nu ar putea să se achite de obligația pe care o are către băcăuan sau față de băcăuan. Am spus și în octombrie 2022 la conferința de alegeri, am spus și recent la adunarea generală a organizației municipale că avem în primul rând o obligație față de băcăuan, obligația de a trimite această administrație useristă, o administrație care a sugrumat Bacăul și bine spunea un coleg de-al meu senator la un moment dat în plenul Senatului că acest partid mai bine s-ar numi Uniunea Sugrumați România decât Uniunea Salvați România. Deci, repet, avem obligația de a trimite această administrație în istoria nefastă a municipiului Bacău și avem obligație în primul rând față de băcăuan și nu numai față de băcăuan, cred că și față de familiile noastre în primul rând, pentru că sau în al doilea rând față de familiile noastre. Suntem băcăuani, locuim cu toții în municipiul Bacău, ne confruntăm zilnic cu craterele din șosele din municipiul Bacău, cu lipsa de locuri de parcare, cu lipsa curățeniei. Băcăuanii, cum spunea și domnul președinte Valentin Ivancea, candidatul nostru la funcția de primar, au nevoie de lucruri simple. Nevoile și problemele lor nu sunt atât de complexe. Și uitați că o administrație care a avut posibilitatea de implementa proiecte lăsate chiar moștenire și de veche administrație, nu a făcut altceva decât să falimenteze primăria municipiului Bacău din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere al performanței atragerii de fonduri europene și din punct de vedere al modului în care administrația din primăria Bacău se raportează acum la cetățeanul din municipiul Bacău. Deci avem astfel oportunitatea de, ca organizație politică, cum vă spuneam, de a ne achita de angajamentele administrative în perioada următoare. Evident că nu putem să nu conștientizăm, spun eu toți de la această masă, faptul că nu numai viitorul administrativ al municipiului Bacău, ci și viitorul politic al organizației va depinde clar de profesionalismul nostru, de gradul în care o să ne implicăm și de inspirația noastră în diferite momente. Va trebui să inițiem proiecte pentru municipiul Bacău împreună, va trebui să continuăm proiectele pe care președintele Valentin Ivancea le lasă moștenire pentru municipiul Bacău, care sunt acum în derulare la nivelul Consiliului Județean Bacău, va trebui să monitorizăm și să implementăm în continuare astfel de investiții.
cu o oarecare decență. Cred că dacă băcăuanii ne vor acorda girul lor, nu vom dezamăgi nici colegii din organizația municipală și nici băcăuanii prin rezultatele pe care le vom obține și care probabil vor fi clare în dimineața zilei de 10 iunie și mai ales am convingerea că nu vom dezamăgi băcăuanii în momentul în care în vara lui 2028 vom prezenta fiecare dintre noi de la această masă mandatul realizărilor din legislatura 2024-2028. Dar pentru a prezenta un astfel de bilanț în 2028 avem nevoie de girul și încrederea băcăuanilor și personal privesc cu optimism această perioadă sau perioada care va urma, pentru că eu zic că prestațiile noastre de până acum se detașează de prestațiile din administrația locală și centrală ale adversarilor noștri politici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator Breahnă Pravaț. Dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Ivan, ce aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație, domnule prefect. Astăzi, prin demisia domnului prefect înaintată către domnul ministru, arătăm în primul rând și colegul meu, Lucian, arată responsabilitate și determinare. De asemenea, faptul că într-o funcție administrativă, cum este instituția prefectului, cum e calitatea de prefect, în mod evident cunoști, te ciocnești cu toate problemele existente, atât la nivelul județului, dar mai ales la nivelul municipalității. Eu îl felicit pentru activitatea de 2 ani de zile pe care a avut-o, care n-a fost simplă, care a fost plină de încercări, și vorbesc în cunoștință de cauză, nu doar prin prisma faptului că am avut o perioadă relativ scurtă funcția de prefect și de subprefect și știu cu ce provocări te ciocnești atunci când ai această funcție, știu ce înseamnă această responsabilitate și mai ales prin prisma faptului că am colaborat într-un mod permanent de-a lungul timpului și știu că tot timpul trebuie să fii prezent, prezent în județ, prezent în municipiu și prezent pentru problemele cetățenilor. Asemenea, poate părea pentru adversarii noștri politici poate un semnal care ar trebui să-i pune pe gânduri. Și anume semnalul responsabilității. Faptul că doamna senator Cristina Breahnă Pravaț vine din postura de senator și candidează la președinția Consiliului Județean, având în spate o experiență administrativă, într-adevăr am lucrat cu Cristina cred că 3 ani, dacă nu mă înșel, ea în calitate de director OCPI și știți ce problematică are OCPI-ul și eu în calitate de subprefect sau în calitate de prefect. Asta înseamnă că venim cu un bagaj administrativ extrem de important, pentru că tratăm primăria cu maximă seriozitate. De fapt, primăria în sensul instituției, dar cred că primăria în sensul cetățenilor din municipiul Bacău. Venim în față cu un proiect de nu doar pe 4 ani, pe 8 ani. Noi, peste 4 ani, o să dăm socoteală pentru ce o să facem la primăria Bacău, dar gândindu-ne pe un proiect care să ducă mai mult de 4 ani. Pentru că atât experiența pe care o are și Cristina, experiența pe care o are Lucian, face de așa natură încât să ne completăm reciproc. Și candidatura mea, din postura actuală de președinte al Consiliului Județean către primărie, înseamnă tot responsabilitate și determinare. Și vă mai spun un lucru, cred că, așa ca o concluzie, în primul rând încredere. Încredere că știm ce avem de făcut,
încredere că putem să facem ceva pentru municipiul Bacău și plus respect față de cei care le cerem votul. Respect de ce? Pentru că am pus în față tot ce se poate mai bun din punct de vedere al experienței, ne ținând cont de comoditățile fiecăruia. Poate lui Lucian personal nu știu cât îi va fi comod să plece din postura de prefect să vină în postura de candidat la Consiliul Local și ulterior de viceprimar. De asemenea și Cristinei, care vine din postura de senator al României și candidează ca președinte al Consiliului Județean. Și nu în ultimul rând, și pentru mine, ca din punct de vedere personal, să plec din postura de președinte al Consiliului Județean și să candidez la primărie. Asta arată, pe de o parte, încredere, determinare și nu bâlbâială politică. Pentru că dacă vă uitați în jur, nu știu de câți au reușit să-și stabilească candidații și să-și anunțe proiectele care vor să le dezvolte pentru cetățean. Noi am luat acest lucru cu seriozitate, cu încredere și într-un fel chiar încrezător că o să nu doar că o să câștigăm primăria, că nu ăsta e obiectivul principal, deși e un pas, ci că putem dezvolta proiecte pentru municipiul Bacău într-o congruență și într-o simbioză cu Consiliul Județean. Este lucru care a lipsit de-a lungul timpului ca aceste două instituții, ca aceste două entități să meargă în același sens și în același ritm. Am simțit nevoia de fiecare dată și am simțit și această lipsă că în cadrul județului oricâte proiecte dezvoltăm fără municipiul Bacău, nu suntem compleți ca județ. Este o responsabilitate politico-administrativă, pe de-o parte și Cristina, și Lucian, și eu, fiecare vine cu expertiza lui, care să fie pusă, fără să folosesc cuvinte prea mari, chiar în slujba cetățeanului. Cristina, experiență politică, experiență administrativă, o combinație între politică și administrativă, așa cum am spus, cele două nu se pot una fără cealaltă. Și o viziune pentru 8 ani. Din punctul nostru de vedere, având așa un trident, să zicem, cu care atacăm primăria, puțin ne afectează zumzetul de pe margine a unor contracandidați care încă nu și-au manifestat, nu și-au pus un proiect să-l anunțe și să-l anunțe în fața cetățeanului și să spună, uite, eu sunt, candidez către primăria municipiului Bacău, dar încă nu ne-am hotărât. Noi, cred că suntem primii care ne-am articulat, venim într-o formulă completă, într-o formulă încrezătoare și într-o formulă care va crea multe așteptări pe care noi vrem să le ducem la capăt, să le îndeplinim. Cam, în mod evident, nivelul la care se află administrația din primăria municipiului Bacău e undeva spre zero, chiar și spre asta negativă. Va fi un travaliu administrativ care va necesita, în primul rând, un efort suplimentar față de mult mai mare decât s-a depus până acum, pentru că preluăm o primărie, să zic așa, o primărie, o municipalitate modernizată. Ne dorim să, am mai spus-o în alte rânduri, ne dorim să eliminăm, să se oprească modernizarea și să putem face ceva care să scoată din marasm în care se află municipalitatea
Bacău. Da. Cam asta. Îl felicit mulțumesc, încă o dată, mulțumesc, Vali, pentru activitate pentru... Și de asemenea vreau să-i mulțumesc pentru invitație, pentru că e organizată de instituția prefectului, da, cu, odată cu demisia domnului prefect. Mulțumesc, Vali. Da. Cristina a ieșit un pic pentru că e foarte răcită încă de azi dimineață când am discutat cu ea. Ni se va alătura probabil la un moment dat. Dacă aveți întrebări, vă rog, vă stăm la dispoziție. Așa cum deja este cunoscut și a apărut în spațiu public și s-a și menționat treaba asta în adunarea generală a organizației municipale, înlocuitorul meu va fi domnul deputat Claudiu Ilișanu. Care și dânsul renunță, ca să vedeți că nu e eu constantă la PSD Seriozitate, renunță la funcția de deputat pentru a veni în funcția de prefect. Nu de are un mandat întreg. Singură caracteristică. Al doilea mandat nu este întreg. Apropo de pensii speciale sau discuțiile cu privire la pensiile speciale, vine să preia funcția de prefect într-un moment complicat, în care urmează, după cum bine știți, în cursul acestui an, câteva exerciții electorale cu miză și responsabilitate deopotrivă și cu provocări. Eu am fost instalat prin hotărâre de guvern și voi fi dezinstalat, cum îmi place să glumesc, tot prin hotărâre de guvern. Se va face cu un comitet. Până la momentul dezinstalării, din funcție, sigur, asigurăm o continuitate, dar eu nu vă ascund faptul că deja viitorul prefect al Bacăului, Claudiu Ilișanu, este o prezență în instituție, stăm la discuții, facem un transfer foarte coerent și bine articulat al mandatului, astfel încât la preluarea propriu-zisă în urma jurământului a mandatului să aibă Claudiu în cunoștință de cauză toată cazuistica și problematica județului Bacău din postura funcției de prefect și atribuțiilor acestei funcții. Aș dori să răspundă domnul președinte al organizației municipale la această întrebare. Deci noi nu luăm în calcul o alianță sau... Noi mergem așa cum suntem înainte. Dacă se va întâmpla acest lucru, foarte bine, sunt bineveniți. Dar noi ne-am spus care este proiectul pentru Bacău. Am început o precampanie. Mergem înainte fără nicio ezitare. Dacă vor să ni se alăture, sunt bineveniți în condițiile în care se vor stabili din punct de vedere al negocierilor. Dar... noi nu ne cramponăm de acest lucru, sub nicio formă. Sunt discuții, am văzut că sunt tot felul de discuții, mai mult sau mai puțin asumate, o parte neasumate, o parte chiar tăcute, să zic răspunsuri fără răspuns, dar noi suntem într-o alianță între noi. Suntem într-o congruență între noi și nu ne afectează nici alianța, nu ne... demobilizează nici lipsa acestea. Mergem înainte fără nicio problemă și noi nu am plecat cu gândul atunci când am fost validați pe PSD pentru candidatură. Eu la primărie, domnul prefect pentru funcția de viceprimar, doamna președintă, doamna senator pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Într-o congruență perfectă și fără nicio altă imixtiune. Da, ulterior au apărut aceste discuții, au apărut aceste propuneri și discuții pe margine, dar care pe noi nu ne afectează. Dacă se va hotărâ într-un anume fel să facem alianță, vom vedea atunci. Deocamdată noi suntem în formula în care mergem înainte fără nicio problemă. Eu fac teren în fiecare zi și nu merg pentru... în numele unei alianțe sau în numele, să zic așa, unor înțelegeri, ci pur și simplu merg în numele cetățeanului. Chiar vreau să cunosc ce probleme sunt la nivelul municipiului Bacău, sunt lucruri care nu le cunosc și trebuie să le cunosc. Și doi, trebuie să vin cu soluții. Nu ne putem crampona acum în tot felul de socoteli, să zic, pre- sau post-electoral. Noi suntem determinați și tratăm cu maximă seriozitate candidatura la primăria Bacău, pentru că considerăm că fără primăria Bacău
noi nu putem să avem un județ întreg. Tocmai de asta este și această formulă și sunt convins că doar așa putem să nu doar să câștigăm primăria, ci să venim și cu proiecte concrete. Am reușit din postura de președinte al Consiliului Județean și cunosc problematica la nivelul județului. Și vă spun, avem un județ extrem de articulat, frumos, cu investiții. De asta îmi doresc ca acest lucru să-l repet la primăria Bacău, ca atare. Faptul că sunt discuții pe margine de alianță sau nu, nu ne afectează cu absolut nimic și o spun cu maximă încredere. Nu ne afectează. Indiferent cum, mergem, câștigăm primăria, dar mergem să câștigăm primăria să facem treabă. Nu mergem să câștigăm primăria și după aia să dăm din colț în colț. Ulterior, că știți, aia nu am putut să fac, îmi găsesc scuze sau știți că nu pot să realizez un lucru, îți găsești tot timpul scuze. Nu există scuze. Ce se poate face? Să ducem Bacău la o normalitate. Și aici, dacă vrea cineva să meargă cu noi, foarte bine, dacă vrea să meargă pe alte căi, e problema efectiv a celorlalți candidați, contracandidați sau adversari sau aliați politici. Vă rog, întrebări. V-am spus, noi nu suntem deschiși la calcul, noi suntem deschiși la a face treabă. Dar orice propunere care este de bun simț este binevenită. Nu avem nimic împotrivă dacă se aliază și nu vreau să se alieze, vreau să alieze unor principii. Principiul nostru este de a ajunge într-o formulă în care chiar să reușim să aducem municipiul Bacău la un anumit nivel de normalitate care n-a fost până acum. Și care noi îl resimțim cu toții. Ce calcul politic putem să facem din punctul ăsta de vedere? Noi suntem determinați, încrezători. Dacă cineva vrea să se ralieze acestui proiect, sunt bineveniți cu propuneri serioase și responsabile, nu cu bâlbâieli sau cu politici sau șovăieli, pentru că în această luptă nu ai timp și nu ai loc de pași laterali. Ori îți asumi, ori nu. Noi suntem o echipă care ne-am asumat această misiune. Și pentru mine, așa cum am spus-o, este o provocare, grea, ușoară, nu este problema mea personală, să zic așa, dar e o misiune care am asumat-o și am asumat-o și cu încredere și cu determinare. Așa, dacă cineva vrea să vină alături de noi, sunt bine primiți, cu propuneri serioase, care să meargă în cadrul acestui proiect. Repet, primăria Bacău, după atâția ani, nu de stagnare, asta dacă ar fi fost de stagnat, mai zic, de modernizare continuă, să zic așa, ghilimele, luați-o ca atare, va fi o muncă, un travaliu extrem, extrem de complicat. Nu ne putem permite să ne ducem în tot felul de calcule politice care s-ar putea să aibă sau să nu aibă nicio finalitate. Să ne jucăm de candidații și candidatura. Mă interesează un singur lucru. Unu, câștigarea primăriei, dar nu ăsta este pasul final. Nu. Ci doi, care de fapt e prioritatea, să reușim să facem treabă pentru municipalitate, pentru cetățenii din Bacău, care să simtă și credeți-mă, pentru mine este o experiență inedită să mă duc să discut prin cartiere. Chiar am primit cu emoție acest lucru, pentru că nu poți să știi cum te confrunți cu cetățeanul. Ei, și am văzut cam ce este în cartierele care, să știți că sunt uitate. Mai ales peste pod, nu știu cât să trec pe acolo să vadă ce se întâmplă. Ne asumăm acest lucru, mergem mai departe și o să ne vedeți în mijlocul oamenilor. Nu în birou. Ați văzut ca președinte de Consiliul Județean, nu știu dacă a fost săptămână să nu am teren. De două, trei ori pe teren. Aici se va întâmpla exact același lucru. Vreau să găsim proiectele care sunt cele mai benefice pentru municipalitate în consultare cu cetățeanul și cu mediul de afaceri și să fim expresia lor, nu expresia noastră către dânsii. Și cu o,
să zic așa, oarecare toți suntem în post, oarecare smerenie în față de ceea ce avem de făcut. Așa că alte discuții conexe nu nici nu ne afectează și nici nu chiar ne determină, mai bine spus. Da. Dar suntem în alianță cu viitorul Bacăului, nu cu trecutul lui. Unii sunt cu trecutul în alianță, după câte am văzut eu. Întrebări? Dacă nu mai aveți întrebări, dați-mi voie să închid eu această conferință de presă, mulțumindu-vă dumneavoastră, colegii de presă, pentru cei 2 ani și 3 luni de colaborare onestă, sinceră, pragmatică, și prin intermediul dumneavoastră să mulțumesc tuturor colegilor din instituțiile deconcentrate, din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne și tuturor colaboratorilor cu care în mandatul meu de prefect am exercitat, zic eu, cu eficiență și bună credință atribuțiile conferite de Constituție funcției pe care am ocupat-o. Vă mulțumesc și mult succes tuturor! Și eu vă mulțumesc și vă spun, chiar vreau să, în calitate de președinte al municipalului, noi vom avea de fiecare dată o atitudine foarte deschisă față de presă și vreau să-i mulțumesc și eu lui Lucian din postura de prefect, am colaborat foarte bine și s-a reușit, a depășit foarte multe din încercările pe care le-a presupus funcția și îl felicit pentru întreaga activitate și îl aștept în partea cealaltă de clădire să lucrăm la acest proiect ambițios, dar ambițios, nu ușor, dar nimic care este bun și frumos nu se obține decât cu foarte multă muncă. Mulțumim.